Mană. Termen cu circulație pastorală, având mai multe sensuri, dintre care sunt de menționat laptele sau belșugul de lapte bun, smântânos, despre care poporul crede că poate fi răpit ori degradat prin farmece și vrăji, de către strigoaice sau de către oameni, în orice zi, dar mai ales în zorii zilei, când este prăznuit Sfântul Gheorghe. Tot mană mai poate însemna belșug, bogăție, spor sau câștig.